șoferul de la mașina era altul. Da. Era un puștan, avea capul zdrobit, dar totuși mai sufla, nu dispita. Și ăla din, la șoferul din partea de altul, de Suceava, când vezi că numărul la Suceava, eu rămas exact la motul din dreapta, numărul jos. Da, da, da. Deci cum? Și el a recoșat din mașina aia încât. Că numărul a rămas încă mașina de neamț. Unde e hașul meu, unde e meu. Au fost doi morți, mai mulți răniți? Aia doi jos, aia, ăla, deci unul a fost în spatele, deci unul din dreapta șoferul și unul din spate, din spate tot a mort, din partea dreapta. Au fost cinci mașini, erau trei pe spate, șoferul și unul în față. Aia doi din pe partea stângă, din partea șoferului, unul era grăbit de căpșoale bazinului și unul era mai bine și ăla trăiește sigur. Poate și ăla altul, dar șoferul eu nu văd. Am stâlp. Aici și pișoare. Am tras din mașini, i-a deschis portiera și acel la ăsta din stânga. Tot de ăla am avut. Ați ajutat și dumneavoastră un pic. Am tras la mașină, că deși este. Da. Dacă eram eu și femeia și cu soț. Dar care e femeia, doamna asta, Maro? Care e în fața, acolo, în fața mașinii? Mașina. Care i-a plecat în jos, nu? După mașina de poliție, în dreapta. Să rămână. Îmi spuneți-mi două. N-am văzut nimic, credeți-mă, deci nu am văzut. Am făcut curba și erau loviți. Deci nu am văzut nimic, dar nimic. Dar i-ați ajutat, i-am scos, într-adevăr, dar nu mai, cam de, nu. Mă iertați, am înțeles. Nu e o problemă. Astăzi, în jurul orelor 10 și 19, detașamentul de pompieri român a fost solicitat prin Sistemul Național Unic pentru apelul de urgență 112 pentru un accident rutier produs pe drumul național 15 de pe raza localității Trifești. Ne-am deplasat locul intervenției cu auto specială pentru descarcere grele, auto special de stingere cu apă și spumă și ambulanța SMUR din dotarea subunității. În momentul ajungerii locul intervenției s-a constatat că s-a produs un accident rutier între două autoturisme, rezultând un număr total de 7 victime, dintre care 2 decedate la fața locului, 5 fiind preluate de către ambulanțe, una de către ambulanța SMUR și 4 de către ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță și transportate la Centrul de Primire Urgențe Roman. Toate victimele transportate suferă multiple traumatisme. Care erau direcțiile de mers ale mașinilor? Noi încă n-am înțeles. Dinamica evenimentului și direcția de mers a autoturismelor le puteți afla de la colegii de la poliție în urma efectuării cercetările necesare. Numele și funcție. Capitan Luca Constantin, locțitor comandant de detașament de pompieri roman. Astăzi, în jurul orilor 10:30, pe drumul național 15, de la kilometru 38, în afara localității Trifești, s-a produs un eveniment rutier, soldat cu decesul a 2 persoane și vătămarea corporală a altor 5 persoane care au fost transportate la Spitalul Municipal Roman pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din primele cercetări, se pare că accidentul s-a produs pe fondul vitezei neadaptate la condițiile de drum, un autoturism care circula dinspre Piatra Neamț, într-un sector de drum în aliniament, pe contrasens în coliziune cu un autoturism care circula din sens opus. Cercetările sunt continuate de lucrătorii biroului rutier Roman, în vederea stabilirii exacte a mecanismului și a împrejurilor de producere evenimentului rutier. Pregătiți-vă, vă rog, să vă puneți în mișcare din partea aia. Pregătiți-vă.